văd panoramele astea care vin și, cum să spun, tot au gânduri bune cu România cu... și mai contaminează și pe ăștia. Știți că devine acum, e alergic să spui că ești creștin, patriotismul este de suiet și au etichete, na, îi văd așa cum stau, de cușori mici cu naționalistul, populistul, suveranistul, talibanul. A făcut rost de etichete, am învățat să scuipe. Și lumea, nu, ai un discurs mai liber, mai degajat, mai european. Și am vorbit cu europenii, m-am întâlnit cu niște alsacii în vara asta. Mă, voi sunteți mai revoluționari, așa, mai alsacii. Aveau și mi-au și arătat le gilet jaune, aveau gecile alea oranje. Mă, dacă sunteți așa de revoluționari, că văd că dați... Cum ați accepta, mă, la nivel de Constituție, ca în școli, să nu se mai zică mamă și tată, zici părinte 1, părinte 2? Mă, ăla lasă, e pa posibil, una discutesa. Bă, lăsați una discutesa. Cum ați accepta, mă? Că dacă mă duc aici la ultima, la dernier baba de peizan român, ultima babă, aia nici nu gândește care e părinte 1, părinte 2, zic. Și zic, ați stabilit, mă, care e 1 și 2? Mă, ați stabilit care e părintele 1 și 2, că zic că doamna este 2 sau 1, că tot discriminare este. Cum ați acceptat așa? Bă, noi suntem marginea europeană. Mă, noi nu o să acceptăm niciodată așa ceva. Poate o să accepte improvizațiile astea care se la tumora asta care se numește guvern, care sunt oameni politici. Ăștia, dacă tumora malignă este prima care pleacă, așa cum să zic, halucinant și haotic, se multiplică. Știți că celulele cancerigene n-au memoria țesutului sănătos. Sunt rebele. Ele sunt, și ăștia n-au memoria. Ce, întreb de martir, de care, mă? În drum spre asta mă gândeam ce ar fi fost, domne, să mă duc eu pe la o demonstrație asta pe stradă și să le strig Gherasim Iscu! Poftim? Justin Pârvu! Calinic Caravan! Ioan Ianolide! Ce sunt ăștia, mă? De la Hambal? Și atunci... S-a dus totul.